Serviciul public de gospodărie comunală de la Curtea de Argeș se pregătește pentru iarna care va veni. Astfel, în cursul lunii octombrie, pe sistemul electronic de achiziții publice vor apărea licitații organizate pentru achiziția materialului antiderapant necesar în iarna care urmează. La luna octombrie o să începem și această aprovizionare și sare și nisip. Aici, din punct de vedere al materialului antiderapant, nu cred că vor fi probleme, din punct de vedere, așa cum am spus, al aprovizionării. Se va încheia un contract cadru și apoi, în funcție de cât de mare va fi zăpada și cât de mult material antiderapant va fi necesar, serviciul public va cumpăra de la câștigătorul licitației nisip și sare. Dacă, din punct de vedere al aprovizionării, nu vor fi probleme, acesta ar putea să apară la împrăștierea materialului antiderapant, pentru că serviciul public nu are utilaje cu care să desfășoare această activitate. Noi avem două răspânditoare de material antiderapant luate la mâna a doua, l-am luat undeva în anul 2009 și care la ora actuală aproape că nu mai pot fi folosite din cauza degradărilor. Serviciul public a cerut administrația alocarea unor sume în vederea cumpărării utilajelor. Prețurile acestora nu sunt însă modice, doar o sărăriță costă aproximativ 20.000 de euro. Anul trecut, licitația pentru cumpărarea sării a avut loc în luna noiembrie, iar criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut. Potrivit procesului verbal de deschidere a ofertelor, la licitație s-a prezentat o singură firmă din Pitești, o mai veche cunoștință a serviciului public, în sensul că și în 2013 aceeași firmă a livrat sarea pentru dezăpezire, precum și materiale necesare unei bune desfășurări a activității serviciului de gospodărie de la Curtea de Argeș.